100.000 este prevăzut ca să dea și în acest an pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Suma totală pe care noi am aprobat-o către culte, așa cum ați văzut astăzi, este de 800.000. Sigur, în funcție de ceea ce înseamnă bugetul pentru anul 2015, ea poate fi majorată, cu toate că de la culte ni s-au solicitat sume mai mari, dar probabil că vor merge în jur de 650.000 către cultul ortodox, iar celelalte 150.000 sunt împărțite către toate celelalte culte, funcție de procentul pe care îl are fiecare cult, așa cum ați văzut astăzi. De asemenea, am aprobat 12 posturi neclericale, 7 pentru cultul ortodox și 5 pentru celelalte culte. N-am ținut neapărat cont de raport nici la bani și nici la împărțirea posturilor, așa cum am afirmat, aproximativ 80% din populația județului este creștină ortodoxă și totuși a mers puțin mai mult către celelalte culte, unde sunt procente mai mici, chiar în unele zone sub 1% din populația este credincioasă la un anumit cult, de exemplu neoprotestante care sunt. Și am vrut ca să fim cât se poate de corecți, ca să împărțim, așa cum ați văzut, s-a aprobat în unanimitate, mai puțin votul meu, care n-am avut ce să fac, nu puteam să-l dau, pentru că sunt și în Consiliul Național Bisericesc și în Consiliul Eparhial al Mitropoliei Banatului și în aceste condiții m-am abținut și bineînțeles că sumele au fost aprobate.